Într-o pauză publicitară a galei de vineri, Cristina și-a arătat nemulțumirea pentru că Alexandru nu prea îi dădea atenție. Nu mă bag în seamă, tu observi? Am și mie ceva de încercare. Nu mă bag în seamă? Și mai bag în seamă. Nu știu, vrei să fai cunoaștere, dar gen nu bag în seamă. Și vrea să mă duc la el? Da, o să zici ceva acum. Nu, până ai intrat și atât. Doamne ferește. Stai cu spatele. Nu aș uita prezentare. Stai tu cu spatele. M-am văzut. M-am văzut. Da, nu înțeleg. Ar fi să venea. Doamne ferește. E supărată, nu? Da, nu înțeleg. Atitudinea asta, gen vrei să fim cunoaștere și nu-mi bagi în seamă. Dar Cristina n-a ezitat să-i spună lui Alexandru ceea ce credea despre atitudinea lui. Te-am mâncat? Stai să-mi întreb și eu ceva. Da, nu mă bagi în seamă, întreb ceva. Ce? Ești aici. Cum adică ești de aici? Ai tu pe eu. Păi de ce faci? Nu-mi bagi în seamă? Așa cum te bagi în seamă? Tine cunoaștere? Adică? Nu te-am bagat în seamă. Știi de mine că nu-ți plac indiferențe, dar tu faci aceeași chestie acum, să știi. Bă, n-am făcut nimic voi. Ba da. Nu. Așa să fie. Te-ai spălat de seară, știu. Ce? Te-ai spălat de seară. De ce să mă spăl de seară? Da, aia, degeaba zici că nu, că da, s-a văzut. Jur, m-am jurat că nu. Altfel nu te mai pupam. Bleago. Nu mai fi bleagă cu mine. Ce, am vorbit prost acolo cu ceartă? Nu. Vezi că am vorbit frumos, dar te-ai uitat la mine cum am certat. Nu te mai cert. Asta mă mai cert, dacă nu sunt deranjat. Acum nu mai dă valoare. Dacă pleca acasă. Dacă pleca acasă? Eu dacă nu mi-aș dori. Că vreau să se cunosc cu tine. Da? Mai emoții, mai e frică. Adică 4 minute subiect de asta, de... Eu n-am emoții. Sâmbătă seara la party, Cristina trăia cu aceeași impresie, că Alexandru nu-i dă atenție. Dar și cu tine și cu Alex? Păi nu vezi că nu mă bag în seamă? Ce? Nu vezi că nu mă bag în seamă? Asta l-am întrebat și pe el și a zis că... Nu știu, întreb din nou, ăsta-i făcut? Mulțumesc. Vrei să vorbesc cu el sau... Nu, nu, nu. Mi-a spus doar că așteaptă manele. Ce așteaptă? Manele. Manele? Dar situația trebuia lămurită, iar Cristina i-a spus cu hotărâre lui Alexandru ce avea pe suflet. Dar nici el nu s-a lăsat mai prejos. Ce ai pățit, Alexandru, ai supărat? M-ai de când ai venit? Dar tu mă enervezi, că ai atitudine așa, asta nu mai cunoaște deja, asta e... Adică? Păi pui mâini și mă bagi în seamă, de când ai venit. Dar n-am făcut asta în mod direct. Da, mai și mi-ai spus și alte. Păi da, și ți-e pare că te-am mințit? N-am băgat prin seara. Faci de obicei? Ce? Nu, dar nu mi-a plăcut muzica și n-am avut starea în ce seară. Și când am venit la tine, ai avut texte. Că m-am uitat cu Iuliana. Da, mi s-a părut și mie ce vrei, na. Ți s-a părut și ție, nu? Da. Păi și lasă-mă să vorbesc când vreau să vorbesc cu tine. Nu mă e cu... Mi s-a părut și mie. Mi s-a părut și mie ce? Păi și dacă ți se pare, eu să spun. Da, am avut 2-3 contacte vizuale cu ea și o discuție amicală la început și atât. N-am văzut discuția. N-ai auzit discuția? N-am văzut. Păi, n-ai văzut-o? Păi trebuie să auzi discuția, nu trebuie să o vezi. Și că nu mai fi bleagă. Că nu e cazul să te iei după XYZ. Că dacă îți formă un cuplu, nu formezi cuplu cu prietenii și prietenele. Așa că nu te mai lua după lume și când vin spre tine, nu mi întoarce spatele. Dar nu ți-am întors spatele, am vorbit cu tine. Ai vorbit cu mine și ai plecat? M-am dus să fumez, să-mi pun vin. Erai foc să spui vin, că focul tău e vinul, nu eu, gen. Ai o vrăjeală și te las să-ți meargă. N-am făcut nimic și zici că am vrăjeală. Păi, dar ce te-ar fi deranjat, gen, că a fost schimb de privire, tot. Dar nu m-a deranjat treaba asta, m-a deranjat că nu o bagi în seamă și atât. Păi cum te bag în seamă? A venit la tine când ați zis eu că vreau să dansez pe ceva, nu pe lasă-mă papa la mare și moșule ce tânăr ești. Că eu nu cânt pentru moși care sunt tineri. Că la mine e un drum, e drumul ăla, nu există scurtături sau puncte de stop. Așa că lasă geloziile, că n-ai pe ce și pe ce. Dar nu e vorba de ce, bine. Ba, e gelozie. Da, e ciudat. E o chestie ciudată, da? Că și pe mine, și eu m-am schimbat puțin la față, că mi-a zis Valentina când mai dansai cu băieții, dar am zis, bă, stai, că e o petrecere cu toți, e prima petrecere. De ce? Mi-a zis Valentina, gen, că mă schimbasem la față când dansai cu băieții, dar gen, pe moment am fost gen, și pe mi-a trecut. Că am zis că, bă, stai, că e prima petrecere. Sunt o fire foarte distractivă păi, și asta zic. Te-am înțeles, gen, nu m-am dus la tine, ce faci? Da, știu. Și momentan nu suntem în cuplu. Să... Și momentan nu suntem în cuplu. Că dacă am fi în cuplu, n-ai făcut asta ca idee. Nu, ca idee. Și atunci, ca idee... De ce te-ai de mine când nu ți-am zis nimic? Da, dar m-am greșit și eu, gata. Păi, uite că poate nu te iert. Mă, stai atunci. Te iert, mă, că mi-ești dragă. Că altfel... Dar m-a enervat. Părea rău dacă te-am enervat, ce să zic. Nu e nicio problemă, că mi-a trecut. Nu, nu-mi părea rău că te-am enervat, că n-aveam ce să te enervezi. Am zis așa, ca... chestie.
Bine, Puștoaicu. Tu ești puștiu în treaba asta. Nu sunt, că nu ți-am zis nimic. Tu mi-ai zis. Bine, gata, am exagerat și eu și... Am văzut și toată lumea. Deci chiar sunt că-s nebună de aia, Doamne. Eu nu te consider nebună. Așa mie... o să mă consider toată lumea. Uite, eu pun mă bucur că e geloasă, că înseamnă că simți ceva pentru mine. Așa că hai acolo, că înghețăm de frig. Nu sunt risc. Ce? Nu știu cu cine. Și vreau să-mi iau bluși pe mine. Nu vreau să le acopăr. Hai să mergem. Păi bine să fie atunci, dar înainte de asta trebuie să adresez o întrebare, prima din acest sezon, așadar vă concentrați, da? Vă concentrați, e foarte serioasă. Cristina, Alexandru, vă declarați un cuplu în emisiunea Mireasa? Da. Mă rog, da. Și în viața de zi cu tine. Primul cuplu, felicitări și felicitările Masa și Dan sunt pauză, adică acum.